direcția bazelor sportive Focșani. Sună superb. Vreau să vă spun că această direcție de care e condusă de nu știu cine din primărie, nu a făcut acest lucru decât ca să aibă vestiar să dezbrace oamenii care lucrează în orașul Focșani. Deci vă spun sincer că nu mai pot să merg mai departe. Adică sunt într-o situație, într-o oboseală psihică, încât nici măcar nu mi s-a lăsat mie libertatea de a mă ocupa așa cum am ocupat eu cu copiii mei, cu relațiile mele, să mă ocup de acest teren. L-au luat direcția de baze sportive, domnul primar nici el nu înțelege ce și cum, cei de care se ocupă de problema asta fac altceva, numai de bazele sportive nu se ocupă. Vreau să vă spun că avem, și sunt lucruri care vi le spun în premieră, avem mașini de tuns iarbă pe care nu le folosim la teren să le tundem, pentru că tot timpul sunt stricate și nu avem bani să le reparăm. Adică această criză de care spuneam la început, unii dintre noi ne agățăm tot timpul de ea. Nu, nu sunt bani, nu sunt bani. Și vreau să știu până unde vrea să se meargă. Vrea să distrugă sportul, performanțele, să distrugă acest stadion, vrea să se facă ceva cu el, să ni se spună, doamne, căutați-vă alt spațiu, că aici vrem să facem, nu știu, abator sau, nu știu, altceva. Pentru că nu mai înțeleg nimic, adică chiar nu pot să-mi dau seama dacă după atâtea performanțe sportive de-a lungul anilor am demonstrat că acest sport a creat oameni, în primul rând, și nu neapărat performanțe sportive. Și nu suntem băgați în seamă de cât de dumneavoastră de mass media. Eu vă spun că sunt oameni și sunt foarte mulți consilieri în momentul de față la Consiliul Județean sau la Consiliul Local, care nici măcar nu știu că există un centru de excelență. Ei nu înțeleg că ei sunt puși sau au fost votați de către oameni aceste comunități ca să-i reprezinte. Deci de cum să-și facă interesele lor? Nu știu, probabil că eu de-a lungul anului niciodată n-am avut discuții de genul ăsta și nu am făcut, pentru că mi-a făcut o mare plăcere să fac, să încerc să mă depășesc tot timpul, din nimic să fac ceva. Dar acum chiar nu mai pot, pentru că, nu neapărat din punct de vedere psihic, faptul că acest centru de excelență a înglobat și a adus foarte mulți jucători din afara județului Vrancea și chiar din afara orașului Focșani, mă regăsesc la momentul acesta când am numai la echipa de Under 19 de performanță, am 16 jucători care provin de la Buzău, Pașcan, Tecuci, Galați, Panciu, Solveja, Turni și așa mai departe, plus la celelalte categorii de clasele 9-10, am și acolo încă 18 jucători. În condițiile acestea, mie îmi trebuie cămin unde să-i cazez, mie îmi trebuie o cantină unde să pot să servească masa cu ajutorul oamenilor care sunt alături de mine, unde să le pot să le dau masă. Până la 15 septembrie, cantinele sunt închise conform legii învățământului. Da. Și atunci chiar nu mai găsesc. Până anul trecut, cu 7-8 copii care erau, domnul state plătea masa la restaurant, ne mai descurcam. În condițiile respective, nu pot să mă mai descurc. Și asta era una din problemele foarte mari pentru care eu acum chiar sunt puțin bulversat. Pentru că dacă astăzi domnul Baczynski, așa cum discuțiile le-am făcut săptămâna trecută, nu îmi va da un răspuns pozitiv, eu va trebui să amân din nou începerea pregătirii, pe care deja sunt într-o etapă de amânare. Noi începem campionatul pe 19 septembrie la nivel de divizie națională. Și dacă dânsul mă va amâna din nou, nu pot să aduc 16 copii, mă refer la cei din performanță. Da, să vină să înceapă pregătirea. Sigur. Să stai la mine acasă. Adică este foarte, foarte dificil. Eu sunt de acord cu această criză de care se vorbește în permanență. În același timp, sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în această comunitate, încât nu pot, adică nu că nu pot, nu am cum să le percep, nu pot să le accept, aceste savuroase spectacole și aceste acțiuni care se fac la nivel de comunitate, care sunt plătite cu banii comunității până la urmă. Și nu se găsesc bani pentru anumite lucruri importante, așa cum sunt astea. Mă rog, dacă cei care au fost votați să ne reprezinte gândesc că așa este bine, asta este. Probabil că vom mai omorâ un sport și... Nu, problema este că și la Clubul Sportiv Municipal de bea s-a dat o rectificare de buget, pentru că altfel era pericolul să nu se înceapă efectiv campionatul pentru toate secțiile programului de sport. E o problemă pe care eu am și cuantificat-o în ceea ce privește paralelismul cu activitatea culturală, cu care nu am absolut nimic, o respect foarte mult și apreciez munca artiștilor, dar să ai 5 instituții de cultură la nivelul Consiliului Local și doar o singură entitate sportivă, balanța este clară în favoarea culturii și nu mi se pare normal, cum de altfel cred că nici cheltuielile pentru sănătate, poate învățământ, tineret, ar trebui să fie diferențiate. Că vezi, Doamne, că sănătatea e mai importantă decât învățământul sau învățământul de aici pleacă sănătatea, dacă acești copii fac sport. Exact, și nu mai aici totul trebuie echilibrat fără doar ce poate, pentru că totul trebuie să aibă un numitor comun în ceea ce privește această comisie de cultură învățământ
Continuare Sănătate și Sport. Dar, domnul Petrică Bătuc, vorbeam de 2009, am ajuns la performanțe, dar totuși trăim pe o bază destul de, de șubredă. Vorbim de sportul general, de această criză de care pomenea Viorel. Vrea să spuneți ceva? Da, s-a mers din inerție. Acum, cred că e momentul să se facă ceva. Acest ceva poate fi făcut de către niște factori pe care domnul profesor, din care domnul profesor a enunțat doar unul. Cred că în ecuație intră și în Ministerul Învățământului, care are, este patronul, până la urmă, al liceului sportiv, da, care ar trebui să vină cu ceva, cu, cu ce poate să vină. Azi dimineață, domnul Strate, apropo de poziția dumneavoastră, care din nou este la, la obiect, datorită unor demersuri care le-a făcut domnul Strate, împreună cu domnul Popoiu, domnul inspector Popoiu, pentru că la noi inspectoratul, da, e pe săptămâni, când e X, când da, e Y, când e săptămâni, așa, da. Împreună cu domnul Popoiu a făcut niște demersuri către Ministerul Învățământului, da, așa, și se pare că s-ar găsi niște soluții cu niște bani de la Ministerul Învățământului pentru a, a intra acest cămin de care vă vorbeam într-o, într-o reparație. Și adevărat, vă spunea și mai devreme că nu vreau să dau nume, dar este, este o realitate că de-a lungul anilor, cei care au condus această instituție se pare că au avut alte priorități, pentru că am descoperit și noi acum că foarte multe instituții școlare din Vrancea au bani pentru reparații, pentru alte lucruri, numai LPS Focșani. Se pare că la biroul care se ocupă de investiții la nivel, la nivel de național, la Ministerul Învățământului, nu există niciun fel de adresă din partea Inspectoratului Vrancea, precum că LPS Focșani ar dori să facă anumite remanieri. Asta este. Și ideea de centru de excelență mai presupune, cred, și intervenția Ministerului Tineretului și Sportului, până la urmă, nu? În, prin Federația Română de Rugby. Numai că eu am spus-o, am mai spus-o și mass mediei, domnul Bătuc, eu nu prea aș fi încântat, pentru că mie mi s-a propus. Numai că în momentul în care Federația se va implica, ea îmi va aduce la, la LPS Focșani echipa națională de under 17. M-ați înțeles? Aici mai îmi dă 2-3 antrenori profesori, mai îmi dă un director tehnic, ați înțeles? Îmi dă logistica care poate să-mi dea federația, baza sportivă există, echipa de under 17, clasa 9, va fi la liceu sportiv și 4 ani mergem cu ea și ea se va pregăti pentru competițiile internaționale. Dar iar la problemele care sunt, se vor adăuga încă alte probleme, nu, care dar, dar nu, dar nu ne convine nouă. Aici dispare și area chintesența selecției în sine și de a scoate alte produse, că ăsta e rolul centrului de excelență. Pentru că găsim... avantajele sunt foarte mari. Viorel aici poate să, poate să dezvolte sau să, și să vă și confirme. În momentul în care, în sportul de echipă vorbesc, în momentul în care ai un grup sportiv pe care l-ai zilnic, programul lui mai mult stă cu noi decât cu părinții, să zic așa. Da. Deci 4-5 ore stau împreună la școală, masa de prânz împreună și aceea ordonată și bine pusă la punct, după care o oră, două de odihnă, la ora 16 antrenamentul, toată lumea împreună, baie, discuții, regulament, odihna de seară și așa mai departe. A doua zi la același ciclu. Ei tot timpul împreună, vorba de unitate, de sudură, de grup. Ai 3 la liceu Unirea, 2 la Cuza, 3 la economic, și așa mai departe. Și de construcție umană, de performanță, la... bineînțeles. Pentru că, deci, deblocarea sau ieșirea din starea care este deja devine periculoasă pentru rugby juvenil de la noi. Da, da, în situația în care nu se rezolvă problema căminului și a cantinei, copiii veniți de la Pașcani, de la Buzău, Cuci, Galați, de peste tot, de pe unde gen romb ăsta, Pașcu, Vasilică, da? Vasilică, Pașcu, Gaiță, Gaiță e Vrâncean. E Vrâncean. Da, da, da. Deci dacă vă spun, dacă vreți să știți cum adică copii. Sunt oameni, Gurcioaia, sunt copii de mare, Bunduc, de mare perspectivă. Păi dacă vorbim de echipa națională care de under 18, care se presupune capitan european de, de la anul, avem acolo Borș, de mare perspectivă, da, copil, da, din, da, Vrâncean. E vorba de Pașcu Vasilică, de mare, de foarte perspectivă. E vorba de Gorcioaia Marian. Alin Alexe. Alin Alexe va fi la altă echipă națională. La altă El echipă. E 91 născut, ăștia sunt 92. E puțin mai... Da, e 91. Mai. Deci sunt, în continuare sunt copii de mare perspectivă și așa cum îi spuneam domnului Paizan, și fac o paranteză, v-am întrerupt, toți suntem la echipa de 92. Noi am avut discuții foarte multe în aceste 3 zile la Federația Română de Rugby. În primul rând s-a finalizat lotul României, care pleacă
în Franța joi pentru un turneu foarte puternic în Franța cu participarea echipelor Narbonne, Béziers. Sunt 3 sau 4 echipe din Franța, 2 din Anglia care au fost în Heineken Cup foarte puternice și este pentru prima dată când echipa României este invitată la un asemenea turneu. Și asta datorită evoluției care au avut-o în turneul IRB. Și chiar vorbeam cu domnul Strate la telefon, am avut o foarte mare bucurie că după ce s-a terminat pe teren, antrenorul francez și cu staful tehnic ne-a invitat și pe noi directorul de dezvoltare în sală și din 46 câți au fost pe total acolo, au ales cei 30 de jucători care vor pleca în acest turneu, mai puțin francezi care sunt deja în Franța. Mă refer la Alex Manta, la Sokol, la Popescu, Dumitraș și chiar și Dima. Al nostru e și el. Da. Și Dima Dragoș. Și pe lângă cei din Franța au mai fost selecționați cei de aici. Și spre bucuria mea sunt mai puțin de 5 jucători care sunt la momentul de față în echipa României. Domnul Strate spunea acum câțiva ani că o să ajungi ca echipa României să fie cel puțin jumătate de la tine. Se pare că acum sunt 5, dar eu sunt convins că vor mai fi. Pe lângă Dima Dragoș, o mare surpriză pentru toată lumea a fost Ursache, care a avut o evoluție foarte bună la campionatul european de tineret. Ciuntu, care deja este un senator așa în echipa națională. Deci am zis Ciuntu, Dima, Ursache. Am mai prins botezatul Ionuț, deci 4. M-am spus că sunt foarte bulversat că, și nu, chiar acum nu pot să vă dau un nume concret, dar cei 4 sunt 100%. Nu, Costin, nici măcar n-a participat la triat. Vreau să smulg o promisiune că în tricou echipei naționale acești 5 stejari vrânceni să faci o fotografie cu ei ca prin intermediul sportului de Vrancea fiecare iubitor al sportului rugby-ului să poată să-și copieze această fotografie. Ar trebui să mă văd joi cu ei, dar... Nu promitem ziua, vineri, sâmbătă, dar în timpul cel mai scurt... Da, ei sunt acum clar componența echipei de România seniori, deci nu mai vorbim despre tineret, junior și așa mai departe. E o bucurie foarte mare și pentru mine și pentru domnul Strate a fost o bucurie foarte mare. Cred, Ianuș Daniel de la Steaua, era al 5-lea jucător. Și vreau să vă spun că deja sunt, din punctul meu de vedere, sunt 6, pentru că Joia Andrei este mult peste mulți jucători care sunt aici la momentul de față. Numai că în timpul campionatului a avut un dialog cu arbitru jocului respectiv și a fost suspendat 4 etape. Regulamentul internațional spune că orice jucător suspendat nu poate participa la... Și pentru asta nu este, dar eu, din punctul meu de vedere, 100% este peste mulți și va fi, bineînțeles, că discutam după selecție, am fost la prânz cu antrenorii echipei României și discutam și a spus, nu, dar nu se pune problema despre Gorcea, că va fi. Deci deja, iată că sunt deja 6 până acum și mai sunt copii care joacă în străinătate, vorba de Necula Remus, care la Parma, care și-a revenit, citeam un ziar național, un articol despre evoluția lui cu această boală care a avut-o, cu cancer la reniști, pe care a putut să treacă peste și a scăpat. Viorel și spectatorii emisiunii Sportas de astăzi, 27 iulie 2009, repet, alături de mine este și colegul Iulian Sandu, stimați telespectatori, poate vorbim de sporturi care atrag mai puțin. Un articol de ultimă oră al domnului Petrică Buduc în Sportul de Vrancea avea titlul De ce vin atât de puțin spectatori la spectacolul sportiv? E fotbal, e rugby, orice altceva, dar sporturile individuale întotdeauna au avut de suferit și, bineînțeles, poate și lipsa de contact în ceea ce privește un șah, poate un tenis de câmp sau alte sporturi, atletism, nu duce la o spectaculozitate care să invite mai mult iubitorii sportului la acest spectacol. Rugby-ul, se spune că face parte din categoria sporturilor de contact, de contact dur chiar, văzând și aceste imagini de la acest puternic turneu Free Nation transmis de un canal de televiziune din România. Dar unde vreau să ajung este faptul că